Bună ziua, dragii mei telespectatori Casa Iubirii! Ăsta va fi un vlog dedicat lui Veta de la Caracal, ceea ce face ea în mediul online, cum începe să acuze pe toată lumea, cum ea este cea mai cinstită și cea mai corectă și, de fapt, ea este capul răutăților. O voi lua cu începutul. Știți destul de bine vlogul de ieri pe care l-am uh, urcat uh, pe canal, să-l vedeți, ea a ascultat și de acolo a început jihadul, să țipe și să urle, să-și spargă cărămizile în piept, că ea e cea mai sinceră, cea mai corectă, că i-am dat uh, adresa, dar de ce ți -e frică să arăți lumii întregi cine ești? Și să știe lumea cine ești. De ce? Pentru că tu ești o impostoare și tu spui de mine că... Vrei să mă duci să-mi faci expertiză? Păi expertiză ar trebui să-ți faci tu, fetiță, dar mai mult ca sigur o ai făcută și i dungă pe buletin. Și dacă ar fi să mă duc eu să te iau de mână, să te duc, mi-ar fi frică. Și știi de ce? Că m-ar aresta doctorii. Că te-am lăsat prea mult în libertate. Fii mearsilă de tine, măi, Veta de la Caracal. Pentru ce ai început tu să țipi în halul ăsta și să te dai atât de corectă și să înjuri pe uh, doamna Kirtesiu, pe Iazmin, uh, pe toată lumea, pe Violeta, o dai așa că-ți e frică de Violeta, că știi că Violeta te are la mână cu multe, dar tot vrei să iasă. Acum să vedeți jihad între Violeta și uh, Veta de la Caracal, că ei la banca. Și acum Violeta o are pe Virginica. Vom vedea acum care cum iese bătaia. Acum asta se dă atât de cinstită, veta de la Caracal. Și o dă că, domne, crede pandele că mă închide mie gura. Mă, fetiță, atât de bătută în cap ești, încât n-ai înțeles că pe mine prea puțin mă interesează ce vorbești tu. Eu și ce vei face tu. Eu arăt lumii întregi cine ești tu. Tu faci ce vrei, eu mă bucur. Eu mă bucur din tot sufletul că lumea îmi dă mie dreptate când eu am spus stați să vedeți ce va face în, uh, asta Veta de la Caracal pe ultima sută de metri și cum toate acum sunt prietene, că acum vreo două, trei luni erau toate prietene, Iazmin cu Veta de la Caracal, cu Violeta, și am spus să vedeți pe ultima sută de metri cum își dau toate cap în cap și mai sas, mai veta de la caracal. De ce te deranjezi atât de tare și te ofilești și spui tot timpul că uh, Chirescu n-a avut uh, buletin? Mă, fetiță! Păi tu, femeie, 52 de ani! avei 51 atunci. Ai fost cu Robertica. Mă, dar de unde și până unde tupeul ăsta pe o admină? Că de asta vă spun că v-ați depășit atribuțiile de admine. Păi voi vă întâlniți cu concurenții? Voi vorbiți cu ei la telefon, voi faceți grătare, voi vă întâlniți la mol, voi le îi chemați acasă la voi. Păi, hai să arătăm lumii întregi cine sunteți. Puteți să faceți, puteți să vă coțăiți, dar fraiere nu ți fi de nu ți chema concurenții în live să vă coțăiți cu ei. Și eu spun, ia uite ce fac astea. Voi n-ați înțeles că e urât de voi? Voi n-ați înțeles că am spus de mult că eu voi fi arbitru și voi arăta lumii întregi. Cine sunteți voi? Tu acum spui că m-am împrietenit eu cu Iazmin și cu Violeta și cu Chirteșiu. Mă, fetiță, tu n-ai înțeles un lucru? Că tu ai venit la poliție și acum vrei să fure poliția cu voi? Bă, tu, tu ai o problemă, mă, veta de la Caracal. N tu nu ai decât o problemă. Tu ești boala într-o chipată. Tu ești prostia și nebunia într-o chipată. Mă, fetiță, nu ți un pic de rușine? La 52 de ani, cu păr alb, ai tulei albi. Să urli în halul ăsta și să țipi pentru garci și să pui melodii de dragoste că vrei să-i simți căldura trupului. Și acum de ce te-ai filit, că s-a adus în discuție drumul tău la hotel cu Chirescu? Păi Chirescu a ieșit, fetiță, că eu așa am auzit. A ieșit și a spus și tu mi-ai recunoscut mie că ai fost cu Chirescu la hotel și că ai uh, chitanțe, că tu ai luat camerele, că tu le-ai plătit. Mă te, te ofilești cam tare. Și Chirescu a ieșit și a spus. Domne, nebuna asta vroia o cameră să închiriem. Și eu n-am vrut. Am vrut două. Păi, mă fetiță, nu dă geaba te alerga, eu prin casă. Și te-a mutat la mațardă, că știa că. Vrei să sar pe copilul ăsta? Tu chiar nu e sănătoasă, măi, veta de la Caracal. Doar tu spui adevărul și toată lumea minte. Păi uite faptele tale. Uite tot parcursul tău, că am mai văzut-o și pe Mariana aia. Îmi pare rău, Mariana, că ai înțeles urcarea ta în live care n-ai știut tu și discuția noastră, toată lumea a văzut că n-ai înțeles nimic. Exact cum nu înțelege misiunea. Așa stai și pe live-ul ei. Și vă păcălește femeia aia, vă prostește pe toate, într-un mare fel. Uh, tu ai, cu, uh, ai spus că eu n-am recunoscut nimic. Ce să recunosc? Și în primul rând, măi Mariana, ca să spun, eu mi-am cerut scuze, deja că n-am simțit nevoia, dar ți-am arătat că nu este o problemă dacă eu greșesc cum spui tu deja că eu nu mi-aduc aminte de tine și nimeni nu și aduce aminte de tine, cred că ai fost în triunghiul bermudelor, dar ți-am demonstrat că eu pot să-mi cer iertare dacă am greșit. Și tu ai spus, ai luat-o, că n-am mai recunoscut nimic. Ce să recunoști? Că nu te-a recunoscut nimic. Nimeni nu te-a recunoscut. Din tot ce ai spus, mi-a mi fost rușine de rușinea ta, măi Mariana, Că tot ce spuneai, toată lumea îți spunea că minți. Că tu nu șignești. S-a văzut destul de clar și nu numai eu te-am auzit. Cât tu pe o aveți să mințiți cu atâta nonșalanță toate din live-ul ăla, pentru că șefa voastră minte pe toată lumea și normal că v-ați regăsit în ea și mințiți la fel ca ea și vă dați sfinte la fel ca ea. Fapt că în momentul când ai fost în live ieri și-ai vorbit cu mine. Ți-am spus dacă ți-ar conveni ca băiatul tău să fie tras la răspundere de o vecină de la etajul 3, precum veta de la Caracal, să intre în viața copilului tău și să se comporte așa, și ai spus că nu ți-ar conveni. Și acum spui, domne, i-am făcut. Cu cine ai făcut, mă? Cu ce? Că ai arătat lumii întrești că ești o mincinoasă? Că spui că eu te-am pus să-mi dai cameră? Nu, fetiță! Ai vrut tu să bravezi? Uite, îți dau și eu cameră. Și când te ai văzut pe cameră, te-ai speriat tot de tine. Și ai spus că râd eu de tine că ești nespălat. În condițiile în care nu ți-am spus nimic. Păi, mă, vezi, mă, Mariana, aici este diferența. Că voi vă dați în stambă, voi vă credeți cinstite, voi vă credeți corecte și lumea vede. Și cădeți pe mine. Eu nu ți-am spus, fetiță, să dai camera. Am zis, bravo, dacă dai camera, mă bucur. Că eu citesc foarte bine omul prin prisma privirii. Iar asta, veta de la Caracal, nu are curaj. Și mai veta de la Caracal, de ce te ambalezi în halul ăsta și de ce înjuri pe toată lumea? Pentru că tu ești ca prăutății. Tu ai început cu Chilescu, tu ai început cu Babanca, tu ai început cu Cosmin, tu ai început cu Garcea. Ele, da, au acum pe Virginica, au pe Teodora și să-ți fie ții, rușine, Alin, că făcei mișto de Teodora, că este bolnavă. Ce caracter de bărbat ești? Vezi cum ești bărbat cu mustață și fusiță? Indiferent care ar fi motivul. lipsă de calciu, epuizare, tu, pentru că nu ești tată și pentru că nu simți, faci mișto. Tu acum, aveta de la Caracal, râs de Iazmin că e canceroasă. În condițiile în care tu și cu toate alea de acolo spuneați că eu am făcut-o pe aia care nu mai vrea să-i pronunț numele, că e scârbă sau dă pandele, vezi de ce vă spun că sunteți bătute în cap? Păi eu nu te cunoșteam pe tine, măi, Gabriela asta cu 100 de trandafiri. Și dacă te-am făcut așa, bolnavă, te-am făcut că meriți, că tu mi-ai spus mie că sunt cancer de femeie, voi având cancer. Iar acum o vedem pe Veta, că o face pe naripata că e canceroasă și că Veta umblă cu puști. Fi mi scârbă de voi, deci credeți-mă că mă uit la voi ca la circ. Și mi este rușine că faceți parte din categoria femeilor mature. Că acum se vede nebunia voastră că n-aveți bărbați, că n-aveți viață, că n-aveți copii, că sunteți bătute de soartă și vă bateți joc de copiii ăștia din emisiune intrând în viața lor. Veta de la Caracal urlă și țipă că eu jignesc. Mă, fetiță, păi tu așa mai mai cunoscut, eu nu jignesc, eu vorbesc despre caracterele lor urâte din emisiune și tu când m-ai abordat, exact pe motivul ăsta te-ai dat. Îmi place foarte mult, Laura, că ești rațională și că îi taxezi pe toți. Acum nu-ți mai place? Păi vezi că ești perversă ca garcia. Vezi că garcea îl ataca pe robiță cu Sebastian în condițiile în care Sebastian îi dădea să mănânce lui Garcia și venea și-l taxa în emisiune? Păi vezi că cine se aseamănă se adună? Dar spre deosebire, eu față de voi suntem pe al pod, Voi vă nebuniți și urlați că susțineți concurentul vostru, eu vi-l taxez și vi-l laud dacă e cazul. Cam asta e deosebirea și că spui că jignesc. Care sunt jignirile, mă? că tu blestem și aiurea în tren. Deci tu pe mine m-ai blestemat și mi-ai vorbit pro și m-ai făcut nebună și m-ai făcut în toate felurile cu alea din live-ul tău care sau au aliat, dar ele nu știu de ce ne certăm, dar ele vorbesc. Mai ales aia, Aurelia aia grasă, bătrâna aia. Și aia vorbește ca să nu adoarmă Trotineta, marineta, și aia vorbește ca... Voi nici măcar nu știți cu ce perversă stați în gazdă. Nici măcar nu știți cât de mincinoasă este femeia asta și cât de diabolică e. Dar chiar nu v-ați spus și voi o întrebare. Mă, stai că noi mai avem un copil dintr-o aventură, că mai avem un bărbat care ne-a gâdilat. Dar asta de cine n-are frate? Nu cumva! E interesați-vă și voi de Georgeta Predică de la Caracal. Să vedeți cine e. Că tot spune de Iazmin că trăiește cu unul mai tânăr, că e făcută dintr-o mamă vagabondă, că o să pun, o să postez. Ca să vadă toată lumea cum noi, telespectatorii, care nu avem nicio treabă, râdem de voi. Și tot ce am spus eu despre voi și făceați pe bravele că nu este adevărat, acum vă dați voi cap în cap și vă reproșați una la alta exact ca la curvele alea. Pe cuvântul meu de onoare. Dacă nu acum începe... Tu vorbești de mine care ai avut 20 de bărbați? Ai la altă... Nu, tu vorbești de mine care ai avut 30 într-o seară? Fii mersilă de voi. Vedeți ce înseamnă să nu fiți telespectatoare corecte și să stați să vorbiți doar despre ceea ce vorbiți în emisiune. Nu ești tu, mai veta de la Caracal, care alergi după concurenți, care te duci după ei la spital, care le faci cadouri, care pui melodii de dragoste că te îndrăgostești. Păi ceea ce ai făcut cu Chirescu și cu Cosmin când te îndrăgostești, să și de Cosmin, da, Cosmin, prea șmecher, pentru tine. Băi, le ai pe Acum o să stai sub stejere la acolo. Păi uite că tot ce-ai făcut de doi ani de zile încoace, se repetă istoria. Și vine Mar Mariana și spune, dar ce ai probe? Păi măi Mariana, avem creier. Păi dacă vedem și știm un hoț că ăla are o tactică de a sparge casele și vedem că și casa de lângă vecina noastră, tot prin aceeași metodă, a fost jefuită casa. Nu e logică te duci direct pe asta. Și vedem că Veta de la Caracal, tot ce vorbește ea în live, vorbește și Garcia. Vedem că instigă la fel cum a instigat pe Chirescu, așa a devenit Garcia. Păi cât de retarde să fim și să nu ne dăm seama. Dar, dragii mei, telespectatori, pe cuvântul meu de onoare, acum o să fac referire la Staff de multe ori, eu v-am spus că am avut în viața mea parte să fiu în mai multe ONG-uri și chiar la mai multe departamente și pentru mâncătoria pe care o avem cu toți în România, rechinul și ăla cel mai infractor, îl vezi la putere, la un moment dat spui, ia dați-vă în puii mei și rămâneți voi și spălați-vă pe cap, îmi bag eu cuie în cap pentru ce? Pentru că vă o mână spală pe alta? Am impresia că eu, acum, cu dumneavoastră, cu justițiarii mei, suntem niște procurori care facem exact cum fac procurorii ăia, Strâng un an de zile dovezi, peste dovezi și mergând în judecătorie și pledează pentru a arăta judecătorului că, infra că infractorul respectiv am înfăptuit fapta aia, fapta aia. Și ce face judecătorul? De respins și îl pune în libertate. E, asta am eu impresia că fac, arăt lumii întregi ceea ce fac aceste impostoare, mai ales veta de la Caracal. Staful aude, le spun și concurenții, le dau și dovezi, faptele lor din emisiune. Ce vreți mai mult de atât când vedem fapte? A venit. Loredana de la ea din gazdă și a arătat mesaje cum terminata asta spunea, uite că pe... nu știu cum l-a prins pe prostul ăsta de moldo cu mesajele că a vorbit cu mine, dar pe ce nu l-a prins? Că l-a șterge mesajele. Păi ce mai vreți mai mult de atât? Mai ales că eu știu ce făcea și v-am arătat cu Chirescu, cu Cosmin. Păi acești Istoria se repetă și văd că staful, fiind ei cu cuțitul în mână, vede să face că plouă. Deci, noi, ca, ca justițiari, arătăm lumii întregi ceea ce face Veta cu toate acolitele ei. Și interesează, Ciuciu. -ciu. Ba, din contră, aduce pe Babanca, care Babanca era mâna dreaptă aluveta de la Caracal și dădea de toate informațiile. Acum am înțeles că n-a știut. Și eu cred că n-a știut că intră Babanca. Abia o aștept pe Babanca să o vedem pe TV și să vedeți ce se va întâmpla. De ce? Că acum începe jihadul între Violeta, Lătrămioara și Tantigeta. Pentru că, na, i-a luat locul Virginica, dar ce facem dacă și Virginica vrea în sezonul 4? Dacă și Babanca vrea în sezonul 4, dacă și Babanca vrea să fie în final, dar nu cred că are. Dar dacă vine în sezonul 4 ori Virginica, ori Babanca, acolo să vedeți tărăboi. Cam astea sunt femeile astea și credeți-mă pe cuvânt. Știți de unde pornește tot? De la veta de la Caracal. Pentru că asta e nebună de balamuc. Deci ea vrea să arate lumii întregi că ea e cea mai corectă și ea e cea mai impostoare. Ea terorizează și telespectatorii care au cunoscut-o știu că femeia îi suna și a recunoscut Loredana. Înainte să intre pe live, ne sună pe toate. Vai, să intri cu mine, să stai cu mine. O femeie știi, dusă cu capul. Acum spui că Cecilia a aflat ce interlopi. Mă, fetiță, tu, tu nu știi ce e la interlopă? Mă, pe tine, dacă te înjur de două ori și ți-am aruncat două flecme în față, ai spus că sunt interlop. Fii mersilă de tine, de jecoasă, de femeie, de râsul caracalului. Și acum ai ajuns râsul casa iubirii. Online. Toată lumea știe că ești dusă cu sorcova, măi, veta de la caracal și se vede Că tot ce ai susținut tu s-a ales praful. Și acum, babanca va fi a doua oară distrusă. Și garcea la fel. Asta e. Sperăm ca staful să vă țină pe jar și să ne dea nouă, telespectatorilor raționali, gura aia de aer ca la orice film, sfârșitul va fi de bine și de bun augur și sper să-și bată joc staful de voi și când veți simți că tu asta de la Caracal ai doi acum, ai și pe Babanca ai și pe Garcea care îi execuți în funcție de cum îți vine ție pandaliile să, vi să ți dea pe amândoi afară sau să ți dea pe Garcea pe ăsta care te-ai îndrăgostit nu de altă dată trebuie să ajungă la Caracal să vă simțiți căldura trupului. Băi, Garcea, vezi că Chirescu a refuzat că asta vroia cameră împreună cu el. Că vezi, doamne, n-are el la buletin. Păi și cum a ajuns din, din Spania în România? N-a avut pașaport. Și pe un buletin poți să ieși și două camere. Așa că nu ține vrăjeala. Măi, veta de la Caracal și te-ai agitat atât de tare că știi ce s-a întâmplat și știi că l-ai la că ai fi vrut. Dar pe ce ai șanse mari, că ăsta e tot și oricum nu-l vrea nimeni. Așa că spăr la treabă. Dragii mei telespectatori, asistăm și abia aștept să o văd pe femeia cu mâini de tractor babanca, cu ia limba în gură, cu garcea și să vedeți ce nebunește veta de la Caracal. Dacă o vede pe asta că s-a îndrăgostit, să vedeți ce dă în ea, cum a dat în Mihaela. Iar tu numai brava, Uh, măi, asta, uh, Veta de la Caracal, că ai uitat că mi-ai spus mie că Cosmin nu i-a dat votul uh, Biancăi, că i-ai spus tu să-i dea Mihaelei ca susținătorii Mihaelei să-l sus să susțină în sezonul 4. Bă, cât de parșivă ești! Băi, cât de mincinoasă ești! Băi, Veta de la Caracal! Dar nicio problemă, că noi avem de ce să râdem. Așa că, dragii mei, telespectatori, în seara asta 9-9 jumătate ne vom întâlni pe live-ul justițiarilor ca să înceapă distracția să vedem ce mai dă Veta de la Caracal din ea și să vedem ce mai dă Veta de la Caracal în emisiune prin garcia, vă pup cu drag a voastră, Pandele Laura și Mariana Roșinică Roșinică